și bine v-am găsit la grupul online cu exercițiu de matematică. Te rog, 17 la pagina 135. 17 la pagina 135. Arătați că fracția 7 în 10. Arătați. Că fracția 7 în 10 supra. 7 în 10. Supra 5 în 7. Este ireductibilă, oricare ar fi, ea n-aparține lui mare. Da, poate ar fi el care aparține numerelor naturale. Deci, arătând în fracția asta, 7 e plus 10 supra 5 e plus 7, este ireductibilă. Adică, orice era am pune noi, fracția nu se mai poate simplifica. Da? Deci, orice era am pune, nu se mai simplifică. Noi avem exemplu, să vă dau un exemplu. 3 pe 5 se poate simplifica? Nu. Nu. Este ireductibilă. Ireductibilă. Dar dacă aș fi zis 6 pe 10, 6 pe 10. Din ce motiv? Deoarece se poate simplifica prin 2. Există un divizor? 2. Da? Prin 2 se împarte și numărătorul și numitorul. Da? Simplificăm prin 2 fracția. Deci, practic, din cauza că 6 se scrie cum? 2 ori 3. Și 10 se scrie 2 ori 5. Din cauza asta există un divizor. Prin 2 se poate simplifica. Deci, este motivul. Acum, noi ce visăm? Noi presupunem că s-a simplificat. Adică, numărătorul s-a scris ca fiind, nu pot să spun 2, nu pot să spun 7. Am să spun D, oriceva. D, divizorul ăla comun. Eu sper să-l găsesc pe D, care să fie și sus și jos. Deci, din motivul ăsta, presupun că 7N plus 10 supra 5N plus 7 este, da? Deci presupun că fracția asta este simplificabilă. Capilă dintr-un număr D de la divizor. Deci presupun că este simplificabilă printr-un număr. Ce spun un număr, nu zic 2, nu zic 7, nu zic 11, un D. Ce înseamnă? Înseamnă că numărătorul ăsta, cum s-a scris 6 ca pe orice, înseamnă că 7 în mână, deci de așa 10, rezultă că 7 în mână plus 10, se scrie ca fiind D ori un A. D ori un A. Cum s-a scris aici 6, 2 ori 3. Deci în paranteză, scris 6 egal cu 2 ori 3. După ideea asta mă duc și eu. Da? D egal, 7 n plus 10 e 2 ori A. Iar 5N, ăsta plus 7, 5N plus 7, și el la rândul lui, tot D, visez eu, D ori un B. D ori un B. Faptul că visez să simplific prin D, asta înseamnă. Că și numărătorul și numitorul să scrie, precum să întreba 6 de la 3 și 10 de de calcul 2 ori 5. Ăsta e D-ul la mine, ăsta e A-ul, ăsta e D-ul și ăsta e B-ul. În mintea mea, în clipa asta, în predicițiul ăsta. Mai se face ceva aici. Stau și mă uit așa și visez. Dacă aș avea și aici și aici același număr de ele, aici am 7 de adină, aici am 5 de adină. Dacă aș avea același număr de mei, aș scădea numărul, pur și simplu. Dar nu am aici 7 de 5. Deci să mulțim prin 5. Prima egalitate cu 5. Și a doua egalitate cu 7. Și ea devine, după această mulțire, egalitatea devine. 35 de adină plus cât de adină? Plus 50. Se mulțește cu 5 peste tot? Și stânga toată și dreapta toată. Deci 35 plus 50 egal cu? 5 D ori A. 5 D ori A. O 5 A? Zi, zi, zi. Te-am prins. Ai zis 5 A, parcă, nu? Așa.
Atenție, bună. Bine că am sesizat asta. Că tu zici cum am mulțit pe ăștia pe amândoi cu 5 și n-am mulțit și pe D cu 5 și pe A cu 5. Da, ia. Niciodată. Că dacă ai mulțit și pe ăsta și pe ăsta, fiind demulțit, ca și mai ești 5 ori 5. 25, nu cu 5. Deci e suficient să pui un singur 5, că doar e mulțirea. Nu e adunare sau scădere ca să iei fiecare parte. Deci clar de acum aminte. Să nu vă faci să mai strecă o greșeală asta. Pentru toată lumea e adevărat, da? De jos se mulțim peste tot cu cât? Șapte. Și cât vine acum? 35 de ani. 35 de plus? 59. 49, egal cu? Tu te numești? Andrei. Egal cu? Egal cu 7D. 7D? Ori A. Ori? Ori B. Ori B. 7D B. Încă o dată. Păi, fii atent ce zice tu. Eu presupun să te încăpăți în an. Și eu presupun că fracția asta s-ar simplifica. Printr-un cine? Printr-un D, am zis eu. Da. Înseamnă că numărătorul să scrie ca fiind D ori A. Numitorul D ori A. De ori B. De ori B. Și când mă uit la cele două, zic, mă, ce bine mi-a stat mie, ce minunat am fi să fie același număr de N. Dar aici sunt 7, este 5. Și atunci, mulțesc cu 5 aici ca să am 35, cu 7 din coace ca să am cu 7, da, 35. Și acum descalc membru cu membru. Ce simplu este? Descalc membru cu membru. Adică din sus scad pe jos. Da? Și din 50, aici nu am nimic de scăzut. Că se egalitate, egalitate, se face 0 aici, da? 50 minus 49 face? 1. 1. E egal cu aia, ajutați-mă, intrați în probleme. Egal cu 5 de ori A. Așa, 5 de ori A. Minus. Davide, minus? 7 de ori. 7 de ori B. 5 de ori A minus 7 de ori B. Ei, ce pot să face Davide aici? Ce pot face? Uitându-mă la aștept pe internet. Așa că să uitați. Ce pot face? Să pe 5 de fapt pe comun. Dar nu am 5 jumate asta. Apropo de comun, ce-i comun la cei doi? De rău, mă! Mă ții așa în starea asta de suni. Deci de aici înseamnă că 1 e egal cu D pe lângă 5, zi vorbește tu. 5. De pe lângă 5 ori 5 minus 7. Da, nu, e 5A. 5A. Că rămas, din, dacă de el ai pus în față, a rămas 5A minus 7. 7 bun. 7 ori bun. Și acum, la mulțire, cât ori ca să facă 1? 5 ori, cine să facă 1? 1. Deci de aici rezultă că 2 e egal cu 1. Și 5A minus 7B egal cu 1. Minus 7B egal cu 1. Apoi ce simplifică 7B? Da, egal cu 1. Ce simplificare asta să faci prin 1? E o prostie. Trebuia să fie de 1 diferit de 1. Da? Deci presupun că se simplifică într-un D diferit de 1. De la 2 încolo ca să fie. Deci la 2 încolo să fie treaba de ăștia. Și cum e dat când m-am încăpățânat, eu să cred că aș simplifica, nu dacă dă egal cu 1. Apoi să nu mai îndrăznesc să fac treaba de asta, să nu mai îndrăznesc să spun că simplifică, că nu o să zic decât prin 1. Și la asta nu-i simplificare. Deci rezultă acum că presupunerea făcută este falsă. Adică nu găsesc un D diferit de 2 și deci rezultă că numai D-ul e egal cu 1, nu? D e egal cu 1 și fracția care am avut-o 7N plus 10 supra 5N plus 7 ireductibilă. Este ireductibilă. Mai vedem o dată în termenul. Da, așa ai face un caz. Da. Hai face pe bine. Problema interesantă. Da, și tu, dar suntem în problemă. Insiste cu dată. Să se arate că fracția asta este ireductibilă, indiferent ce el am pune. Dar dacă ne închipuim noi când ne apucăm să o prind el cu un număr, cu 2, cu 3, da? Dar
aici, dacă am lovit pe rând, n-am putea termina exercițiul ăsta niciodată. Uitați, dacă locuim pe 2, vine 7 ori 2, 14 și 10. Mi-l cu 0 și eu am văzut că e... Văzut 0 și 1, 0, 1, 2, 3. Și nu termină chestiul ăsta, gândiți în ce el trebuie să face. Cât câte valori al lui el am de locuit? O infinitate. Și atunci trebuie să construiesc o șmechere. Deci construiesc o strategie și spune așa. Măi, cât simplific, eu înseamnă că număr, atât numărătorul cât și numitorul scriu ca fiind de oriceva, ca să pot simplifica prin de. Și v-am dat exemplu 6 pe 10, care simplifică prin 2. Pentru că 6 scrie 2 ori 3, pentru că 10 scrie 2 ori 5. Și ăsta e motivul. Și atunci am zis, hai să presupunem că s-ar simplifica prin de diferite ori. Și asta înseamnă că numărătorul este și de ori. Numitorul de ori 3. Și din toată povestea asta, am văzut egalitatea asta și am zis, băi, 7 ori aici. 5 nă, nu-mi place, nu-mi place. Și dacă nu-mi place, hai să fie același număr de nă ca să poți să-i scad să dispare nu. Ăsta e obiectivul, să dispare nu. Și când îmi fac chestia asta, de scad, se sizez că 1 egal cu 2 oriceva, scos pe din factor, și un produs fac 1 numai dacă de, nu? E 1 și ceva să fie 1, cât oricât să fac 1 la mulțime. Și cum că o să dacă de egal cu 1 stând foarte trist și spun să nu mai trebuie, distracția este ireductibilă. Nu mai există niciun D diferit de 1 care să fie așa. O altă fracție. Da, mai facem o dată părătură, poate că un 4 plus 3. Plus 3. Plus 3. Supra? Supra 6 n. 6 n? Plus 4. Plus 4. A, nu știu ce vă luăm. Păi da, hai, uite, tu vorbești. O, bine, sus să mă întrezi cu 6 și vreau cu 4. Nu, 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 nu. Nu, așa, da. Nu. Deci, ți-a dat este ireductibilă. Presupunem că 4n plus 3 supra 6n plus 4 este reductibilă. Da? Presupunem că este reductibilă printr-un d egal cu printr-un d diferit de 2. Deci s-ar simplifica printr-un d diferit de 1. Diferit de 1. Adică 2, 3, 4 și mai departe. Ce înseamnă că numărătorul se scrie cum, David? Tu vorbești, David. Numărătorul scrie ca 4n. Ăsta, 4n. Deci rezultă că 4n plus 1 s-a scris cu 4n plus 3 se scrie la 1. Să nu mai hai să ne întoarcem, să vedem. Faptul că se simplifică printr-un de, da. Înseamnă că numărătorul se scrie ca fiind Daria. Trebuie să fie de când vreau să fie de ori. Ori. Deci trebuie să fie de. Trebuie să fie așa, Davide. Aici de ori A și de tot de ori B. Ca să se ducă prin D. Deci de aici se spune că 4 lume plus 3, numărătorul se scrie ca de ori A. Și numitorul 6 lume plus 4. Se scrie ca fiind. Ca D ori B. D ori B. D ori B. Eee, dar nu ai același număr de N. Deci eu sus o să mă mulțumesc cu 6 și jos cu 4. Ia. E cam mult. Ai o 6. Sus cu 3 și jos cu 2. Așa, dar s-a durat 12. Deci sus cu 3 și jos cu 2. Și atunci devine. Prima devine, te rog să vorbești repede. Prima devine Andrei, care vine ca să șteargă. Andrei. Prima devine 12. 12 n. 12 n plus. Plus 9. Egal cu. Egal cu. Hai să știi că ai țelul tău dacă ai scris, Andrei. Și eu, de pe eu, eu nu scriu deloc. Egal, de ce vitezi tu? Zi de pe care ai țelul tău. Egal cu D. Uite, și pe D ora trebuie să mulțești cu 3, Andrei. A, egal cu 3. 3 D, da. Egal cu 3 D, A. Acum, cea de-a doua ori, ia? 12 N. 12 N. Plus 8. Plus 8. Egal cu 2 D. 2 D, B. Ești fericit că ai același număr de N, scris că de membru cu membru și
au să vină 1 egal cu... 1 egal cu... D scos... D pe lângă... D pe lângă 2 ori 3A... 3A minus... 2 pe lângă. Și cât la mulțire, cât ori cât se facă 1, ăsta este secretul, totdeauna s-a numit la 1. Cât ori cât se facă 1 la mulțire? 1. Deci de aici rezultă că D egal cu 1 și cealaltă și 3A minus 2B face 1. Dar bine, asta mă trebuie de cam atât, D egal cu 1. Deci când îndrăznesc să simplific, pe 1 simplific. Asta înseamnă că gândul meu ca de a găsi un D diferit de 1 nu se întâmplă, nu se întâmplă așa o situație. Și atunci? Fracția? Dar atunci fracția care a fost dată 4n plus 3 supra 6n plus 4 este ireductibilă. Pentru că nu se poate simplifica decât prin 1. Pentru simplificarea prin 1 este o prostie. Deci fracția asta este reductibilă, n-am ce-i face, îmi pare de rău. Încă o dată, care e mecanismul pe care trebuie să-l ținem minte ca să facem o masă de creștiu? Deci, în momentul în care vrem să simplificăm, trebuie să simplificăm printr-un număr. Înseamnă că numărătorul se scrie ca numărul acela ori la ceva, și numitorul, cum am zis așa, se scrie ca fiind 2 ori 3 și 10 ori 5. Și atunci, iată că în clipa în care descriu numărătorul D ori A, numitorul D ori B, și vreau să am același număr la N, același coeficient, atunci înmulțesc cu cel mai mic multiplu între 4 și 6. Se află cel mai mult multiplu. Și cum mai zis cu 6 și cu 4? Dar erau numere mari. Da. Și la 12 mi s-a întâmplat, a fost fericit cu 12, nu? S-a întâmplat chestia asta. Era același lucru, nu? Da. De altă, dea numere mai mari. Tot așa. Da. Deci mulțeam cu 6, venea 24 plus 18 egal cu... 6 ori de 1, a? Dar tot 1 egal cu 1 de 3. Tot 1 la scădere asta. Asta e important. Dar tu nu te mulțumiți cu... Și cum am zis eu, e bine. Eu nu vreau să rămâi cu ideea aceea că mulțești și așa ăștia între ele și dacă sunt niște numere mari acolo, ai din mulțit, ai din pierdut timpul. Domnul profesor, dacă trebuie să arate că fracția N plus 4 supra N plus 6 este reductibilă, ce trebuie să facem? Deci aflați. N. Aflați. E natural, pentru care fracția N plus 4 pentru care N plus 4 supra N plus 6 este reductibilă. N plus 6 este reductibilă. Păi de ce? Ia să vedem, oare ce trebuie? Adică, ce înseamnă? N plus 4 este egal cu 2 ori A. Deci căutăm pe dâna acela, pe care da. Să se plică, da? Deci N plus 4 este egal cu 2 ori A. Și acum tot unul trebuie să ne dea oare? N plus 6 egal. Este egal cu 2 ori B. Da. Și înmulțim cu cea de sus cu 3 și 5. Dar de ce să mai mulțesc mai tare? Ia uite, ca e N. Pentru ce să mai mulțim? Aici e N. Am așa, am baft acum, da. Descalc, pur și simplu. Din asta de jos pe aia de sus. Da. Și o să fie 6 minus 4 pe 2. 2 egal cu? 2 este egal cu D ori A. D ori D minus 2. D minus 2 ori A. Adică 2 egal cu D pe lângă. D pe lângă. D pe lângă B minus A. D minus A. Deci D egal. Și cât ori cât la mulțire? 1 ori 2. 1 ori 2. Și D-ul egal cu 1 nu-mi place. Când e vreo de D egal cu 2. D? Deci mie îmi place D să fie 2 ca să fie simplificată. Deci aici D egal cu 2 și B minus A egal cu 1. Deci, iată, simultan trebuie să se întâmple asta. D egal cu 2 și B minus A egal cu 1. De aici, cu D egal cu 2 și B egal cu A minus 1, înseamnă deci că V ar fi egal cu A plus 1, nu? Iar întorcându-mă cu D egal cu 2, înlocuiesc pe D aici și vom avea N plus 4 egal cu 2 ori, 2 ori A. 0. 2 ori A. De ce ori 0? De ce vreți spun ori
zero, nu? Doi ori acolo. Doi ori sunt ceva. Da. De unde pe nu-l găsesc ca fiind 2a minus 4. 2 ori a minus 4. Am scris pe 4 din ambii. Da? Deci nu e egal cu... La întrebarea, care sunt, de ce formă arată nu? Nu arată de forma 2a minus 4. Și cu B-ul de forma B-ul de aici, e ca cu A plus 1. Deci B-ul trebuie să fie A plus 1. Și nu arată de forma asta. Adică, dând lui A valori, de unde încep să dau A care se arată? De la 2. Aici, după aia mergem 2, 4, 6, 8. Deci pentru n mai mare egal decât cu 2, pentru nu mai mare egal decât 2, are loc simplificarea, da. Vedeți? Da. Da? Are loc. Ia să vedem. Pentru nu egal cu 2, cât de vine? Pentru A, pardon. A, A egal cu 2. A egal cu 2. Nu este egal cu 0. Nu va fi egal cu 0. Și atunci fracția devine 4 pe 6, care se simplifică prin 2 și ne dă 2 pe 3. Vedeți? E simplificată. Pentru A egal cu 1, mai mare egal decât 2. Am zis 2, acum A egal cu 3. Nu cât va fi? O să fie, nu, o să fie egal cu 6 minus 4, 2. Da, așa bine, da? 2 ori 3, 6 minus 4. Și 6 pe 8. 2. Atunci fracția arată? 6 pe 8. 6 pe 8, e bine? Și da, așa. Iar simplificăm pe 2. Deci este din nou simplificată? 3 pe 4. 3 pe 4. Pentru A egal cu 4. O să fie, nu arată. Este egal cu 4. Nu e egal cu cât? 4. Dacă au 4, nu e egal cu 4. Și atunci fracția arată. 8 pe 10. Domnul profesor, vă spun ceva. Zi. Eu, prima oară când am făcut, eu m-am gândit la numele din 2 în 2. Da. Care îmi dădeau, că dacă aș pune 3 nu mi-ar da, dacă aș pune 5 nu mi-ar da, dacă aș pune... N-ai justificare. Deci m-am gândit la numele din 2 în 2, la numele pare, spui tu. Da. Pentru că numele pare, vedeau pe 2 în factor, dacă mergi cu raționamentul așa, atunci fracția n plus 4 supra n plus 6 este simplificată numai prin 2. Da? Numai prin 2. Din ce motiv? Pentru că trebuia să ajungi aici 2 ori ceva. Cât ori cât se facă 2. Deci iar numai prin 2 este simplificată. Dacă tu nu vii cu argumentarea asta, că numai prin 2, n-ai motive să spui reductibilă după observația că 4 e par, 6 e par și el zice nu par, merge și acest raționament, trebuie să recunoaște că el trebuie să simplifice prin ceva. Da. De la 2 încolo. Dar nu spune prin cât se simplifice. Nu. Se simplifice numele naturale n. Pentru care fracția este reductibilă. Deci, în condițiile astea, după ce observă el aici, că numele îi pare și cu par, nu-i dă... Nu mai împar și numărul par, o să dea un număr, nu e un par. Păi să numai îi par. Da, adică spune că pun 3. Mai par cu par. O să fie 7 pe 9. Stai. Eu merg și am 9 bunoare, care este număr impar. Da. Și mă gândesc la 15, care e număr impar, impar și par. Și atunci se simplifică. Deci, pe observația asta... Deci aici, faptul că diferența între 4 și 6 e la 2 unități, aici îl ajută la observația lui. Da. Dar simpla observație asta că merge prin par nu e atât de sănătoasă decât asta așa, la așa trebuie, mai bun. Făcându-l se vadă că e dâ egal cu 2 și că atunci, exact. Dacă dâ e 2, nu arată de forma
2 ori A, da, și îmi scoți pe 4. Să te obișnuiesc să lucrezi așa, da. Da, înțeles. Deci, varianta care am gândit-o și la ireductibilă și la reductibilă este să scriem numărătorul și numitorul care D ori A, D ori B, eliminăm pe N din relația aceea și da. Dacă îți dă D1 este ireductibilă, dacă D dă de la 2 încolo, este reductibilă prin cât îmi dă D-ul acela. Și găsesc forma lui N. Îți spune, se găsesc în N, de ce forma arată, da? Deci, asta este mecanismul. Așa că vă invit în continuare să... am o întrebare acolo. Ia să vedem fracția următoare. N plus 6 supra N plus 5. Care este N? N egal cu cine? Deci să se determine N. Să se determine N natural. Așa încât fracția N plus 6 supra N plus 2, să iau așa, N plus 2, să aparțină numerelor naturale. Deci, să se determine în natural, așa cât fracția N plus 6 supra N plus 2 să fie numărul natural. Cum gândim aici? Păi, primul să fie egal ca D ori, D ori A. Și a doua o să fie egal ca 3 ori B. Dar fii atent, e altă idee și altă idee. Suntem încât fracția, după ce înlocuim și facem calculul, să nu mai rămâne fracție, să rămână numărul natural. Adică să fie... Adică în plus de 47, de 2. Adică cum atunci 7 împărți... Adică ne plus 2 să fie divizorul la 6. Ce? Ne plus 2 să fie divizorul la 6. Deci, ca să facă părțile exacte, se dă numărul 3. Deci, dacă și numai dacă, dacă și numai dacă, N plus 2 îl divide pe N plus 6. Dacă N plus 2 îl divide pe N plus 6, fie un divizor. Și cum gândim aici? E drept. Așa trebuie să înțeleg. Dar sunt cel pe o să dau la întâmplare, nu dau peste greșit ceva. Așa, nu. Schimbă plusese părțile la N plus 2 și îți facem pe 6. Schimbă pe 2 față comun. Deci el se gândește să pună la numărător, în loc de 6, 2 plus 4. 2 plus 4, mă gândesc. Adică luăm fracția din nou. N plus 6 supra N plus 2 egal cu N plus 2 plus 4 supra N plus 2. Și va fi egal mai departe cu... 2 cu 2 simplifică, adică... Zi. N cu S simplifică. N cu N? Da. Și? Ce să fac acum copii? Domnul profesor? N cu N se simplifică. Și 2 cu 2. Și 2 cu 2. Și face 4, da? Bravo, toți sunt de acord. Ce lucrare mi-ați făcut acum? Cum să spun? M-ați întristat. Nu, între ele e plus. E plus, măi! Dar cum să facem așa? Atenție multe, dar acestea, când m-ați văzut cât de mult m-am întristat, păi trebuie să țineți minte starea mea de suflet. Deci trebuie să țineți starea mea de suflet minte, ca noi să nu mai greșim niciodată. Când ai fost? Dacă ai fost drept de cineva și noi, dar trebuie să plecăm ca factor. S-au mulțit. Dar am fost serio. Deci e mulțit. Numai atunci. Toți mulțiți, mă gândeam. Da, dacă ai fost toți mulțiți, hai să... Da. Da, atunci... 2 cu 2 cu 2. Da. Dar așa ceva, nu? Totuși aici ce pot face? Pot face ceva. Mă gândesc că având N plus 2 jos și N plus 2 sus. Adică să scriu în două cauze A. Adică? Adică A plus 4 egal supra A. Mă gândesc. Ia atenție. La două fracții care s-ar fi avut și prima și pe a doua, cu N plus 2. Uite, dacă aș avea fracția N plus 2, hai să fie așa, 5 supra 7 plus
7 plus 8 supra 7. Cum se scrie? Cum se adună două fracții? Având aceeași numitor. Mi-am făcut asta, parcă am făcut. Am făcut la voi de rog? Având același numitor, 7 și 8 face cât aici? 13, nu? 5 și 8. 13 supra 6. Deci când am același numitor, e de partea așa de una, 1 pe 2 plus 1 pe 2 copii. Cât faci 1 pe 2 plus 1 pe 2? Faci 1. Când am același numitor, nu? Am făcut o operație cu 1. Asta așa ați făcut la a 7-a, 8-a. Nu. Dar eu am făcut adunarea fracțiilor. Da, tocmai asta. Am făcut asta, da. Fiindcă am adunarea fracțiilor, acum îmi da. Permit să spun că având ideea asta că două fracții care au același numitor, punem numitorul comun și adunăm numărătorii, mă gândesc cum aș putea o să o surprind pe asta ca două fracții, te rog. N plus 2 supra N plus 2 plus 4 supra N plus 2. Asta. N plus 2 supra N plus 2 plus. Deci N plus 2 supra N plus 2, plus fracția 4 supra N plus 2. Nu așa că atunci când au același numitor, scriem, când au același numitor, scriem numitorul comun și adunăm numărătoare. 9 plus 7, adică N plus 2 plus 4 și facem foarte rapid. Păi N plus 2 supra N plus 2 la acum. Acum face 1 plus 4 supra N plus 2. Plus 4 supra N plus 2. Dar 4, 1 ce fel de număr este el? Este natural. 1 este număr natural. Și ca fracția poate să fie tot număr natural, asta dacă ar fi număr natural. Păi, N-ul trebuie să fie obligat, N-ul poate să fie 0 sau 2. Deci, când asta aparține numai natural? Asta în acest număr și mai dat, este egal cu 0. N plus 2 să fie? N plus 2 să fie divizorul lui 4. Înmulțimea divizorului 4, adică să fie divizor de al lui 4, care sunt cine? 1, 4, 4 2 și 2. 1, 4 și 2. Și atunci în loc de rând, N plus 2 să fie egal cu 1. Da? N plus 2 egal cu 1. Se poate? N plus 2 să fie egal cu 1? Nu. Nu se poate. Când nu, la doar dacă e N egal cu 1, să deci nu se poate. Când N plus 2 egal cu 4, cât este N aici? 2. 2. Și N plus 2 egal cu 2. 2. Adică N egal cu 0. 0. Doar două valori al lui N. Avem posibilitatea să înlocuim ca asta să fie număr natural. Ia uitați-vă. Pentru N egal cu 2, pentru N egal cu 2, atunci fracția arată... Cum era inițial, copii? N plus 6 supra N plus 2. Cum arată dacă înlocuim pe el cu 2? 2 și cu 6. Deci vine 2 plus 6 supra 2 plus 2 și face 8. 8 plus 6. 8 pe 4. Și face 2, care e număr natural. Vedeți? Și dacă mai locuiesc pe nu egal cu varianta cealaltă, pe 0, nu egal cu 0, fracția 6 pe 2 și face 3, care și el e număr natural. Încolo, orice nu veți înlocui voi, niciodată, niciodată nu mai dă un număr natural. Rămâne tot timpul fracții. Am profitat de exercițiul anterior. Când exercițiul care ne-ați dat voi, era vorba să facem când ireductibilă și ireductibilă. Ireductibilă sau reductibilă. Pentru și un caz și celălalt, încercăm să scriem pe numărător ca fiind D ori ceva, numitorul D ori B. Căutăm să avem același coeficient la noi ca să putem să-l scădem. Adică mulțim cu cât e nevoie acolo. Și când scădem membru cu membru, ne dă D pe lângă ceva egal cu. Dacă ne dă egal cu 1, înseamnă că fracția este ireductibilă. Și dacă ne dă D, un D, 2, 6, 4, nu știu ce, este reductibilă prin numărul ăla. Da? Prin numărul ăla. Iar
Ceea ce am vrut să vă arăt este să găsim pe cea mai valoarea lui în pentru care fracția asta devine număr natural, adică împărțirea se face exact, cum s-a spus, numitorul să fie divizor al numărătorului. Mai vedem că unul, mai dăm încă unul numera, să mă convinc că s-a înțeles. Ca un înțeles, da? Da. De ăsta sau așa, cu de genul ăsta? Ca ireductibil și reductibil. Da. Să se afle numerele naturale n, pentru care fracția 4 nu plus 3. Deci 4 n plus 3. Supra 7 n plus 6. 7 n plus 6. Este reductibilă. Este? Reductibilă. Reductibilă. Da, adică cine este el natural, încât fracția asta să fie reductibilă? Da? Asta ar fi povestea. Ce e el, să până acolo, încât fracția să fie reductibilă? Ce e? Tu. Tu, te rog. 4N plus 3 egal cu D ori A. 4N plus 3 egal cu D ori A. 6N plus 6 egal cu D ori B. 7 și 4 se leagă, nu au un alt divizor. Deci ești obligat aici. 6 și cu 4 înainte, ori da, pentru 12, nu am luat pe 2. De ce aici e cu 7 și după aici cu 4? Să fie 28 plus 7 plus 21. Plus 21, egal cu 7 de oia. 7 de oia. 28 plus 24. Așa, 24. Egal cu 4 de oia. 4 de oia. 4 de oia. Așa. N cu N se taie și va deci, fi. Deci, las căderea asta de, de, de jos, căderea de, de sus. 3. Da. 3 egal cu, îl scot pe D factor. D pe lângă. D pe lângă 7A. De ce 7A? Din jos a scăzut pe sus. A, adică să fie 3. De ce? 4B. Cât e dat? 4B a rămas. 4B minus 7A. De ce? A, da. Da? Deci numai dâi comun n-a scos în factor. Și rămâne 4B minus 7A. Și acum, cât ori, cât la mulțire se facă 3? Că 3 ori 1. 3 ori 1. Deci merge pe varianta V egal cu 3 și 4B minus 7A egal cu 1. 4B minus 7A. De ce nu merge și invers, domnul profesor? Asta e problema. De ce nu merge și invers? Cât, uite, cât fracția fac mă dă? Poate fi simplificată prin 1. Da, fracția nu poate fi simplificată prin 1. N-are nicio urmă. Și reductibilă. Da? Deci ar fi ireductibilă. Deci nu mă frământă să fie D1, ci D diferit de 1. N-a fost condiția. Da? Deci adică D, este... Deci D, pentru ca să fie ireductibilă, D diferit de 1. Păi da, fi ireductibilă. Oh, am găsit D3, ireductibilă. Cum? Ireductibilă. Este ireductibilă? Ireductibilă. Ireductibilă, sigur că dacă nu am găsit D la 3. Și atunci ne întoarcem și avem 4N plus 3 egal cu 4N plus 3 egal cu D-ul care este 3 ori A. 3 ori A. Scădem un cât peste tot? Un 3. Un 3, da. Și vine de aici că 4 N egal cu 3A minus 3. Și de aici rezultă că putem să dăm pe 3 acela în factor. Când e 4N egal cu 3 lângă A minus 1. A minus 1. Și ca să se, nu să fie natural, ce trebuie să se întâmple? Cât să fie A minus 1 ăsta? Să fie 4. Să fie 1. Au să fie 4 ca să se pe 4. Cu 4 cu 3 nu sunt nimic aici. Da, deci au să fie 5. A o să fie 5. Sau au să fie... 5, nu, deci ai zis... Deci A minus 1, deci de aici rezultă
că A minus 1 egal cu multiplu de 4. De tipul 4K. A minus 1 este egal și cu multiplu de 4. Și dacă K e 1? Dacă K e 1, înseamnă A minus 1 egal cu 4. Și A e egal cu 5. Când K e egal cu 1, A minus 1 egal cu 4, A e egal cu 5. Și îmi place. Deci, din nevoia de a se putea, ca el să fie număr natural, simt că A minus 1, că altfel cum aș spate de aici, nu e egal cu 3 pe lângă A minus 1, supra 4, ar fi fracția asta. Ori fracția asta nu întrezi natural. Ori ca să fie număr natural, nu am altă șansă decât A minus 1 să fie multiplu de 4. Deci A minus 1, de unde A egal, deci A egal 4K plus 1. A e din forma 4K plus 1. Și atunci mă duc în exercițiul meu. Și zic 4e. 4e egal cu 3 ori, în loc de A minus 1, ce am să spun? 4K. Ori 4K. Ori 4K. Nu vorbim pentru un 4. Și bat totul pentru un 4. Și atunci el e egal cu 3K cu virgulă K număr natural. Deci el trebuie să fie multiplu de 3. Da? 3K. Stăm un exemplu, să vedem dacă. Să vedem. Pentru K egal cu 1, el e egal cu cât? Cu 3. 3. 3. Și atunci fracția arată. Cum arată? 12. Deci vine 3, 15. Pentru noi egal cu 3, fracția de 15 pe... Face 15. Subtractă? 3 ori 7, 1, 1, 6, și cu 6, 2, 7. 27. Se simplifică? Da. Prin cât? 3. Prin 3. Deci vine... Care se simplifică, da? Face 5, supra 9. Deci este simplificabilă. Problema era să găsim valoarea lui M pe M pentru care este simplificabilă. Da? Și valoarea lui M pentru care se întâmplă așa sunt de tipul acesta, 3K. Când K e egal cu 2, cât va veni? Pentru K e egal cu 2, cât este nu? Păi N e 6. 6. Și scrie 24 plus 3. Fracția va fi? 27. 4 ori 6, 24, 3, 27, supra? Supra 48. 48. Când 3. Ia prin 3. Ia să fie prin 3. Deci totdeauna se simplifică prin 3. Și cu asta am găsit valorul pe care fracția este reductibilă. Ok. Aici face cât? 9 pe? 16. 9 pe 16. Ce am vrut eu să vă transmit cu ocazie, greșit cu acestora? Am vrut să vă transmit așa, că sunt două probleme, reductibilă și ireductibilă. Când fracția este reductibilă sau ireductibilă, înseamnă să pornim numărătorul și numitorul. Da, uite, am vrut să... Bine că ai atras atenția. Și am să mai spun un lucru. Așa se întâmplă și la clasă, dragilor. Deci copilul, în timpul lecției, cât mai este? El a auzit mai devreme. Cât e ceasă? Și... Nu. Am făcut asta ca observație. La un moment dat, discuția între ei a fost așa. Cât mai este? El se juca cu altceva. Ea se gândea în altă parte. Și iată lecția, complet, dacă în timpul lecției, ai fost pentru o fracțiune de secundă din multe ori neatent. Ai pierdut acolo din lanțul acela de rid, da? Și totul s-a făcut practic.